infrastructura rutieră din Gorj pe masa ministrului transporturilor. În cadrul ultimei ședințe de lucru de la Ministerul Transporturilor, la care președintele PSD Gorj Mihai Weber a participat împreună cu președintele Consiliului Județean Gorj Cosmin Popescu, ministrul Sorin Grindeanu și reprezentanții CNAIR, s-a discutat despre proiectele importante de la nivelul județului Gorj, respectiv varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu, drumul expres Târgu Jiu-Craiova și DN67B Scoarța-Drăgășani. Citez, centura municipiului Târgu Jiu. Până la sfârșitul anului vor fi dați în circulație cel puțin 12 km, iar constructorul a dat asigurări că lucrurile vor fi gata în primul trimestru al anului viitor. Așadar, vorbim despre legătura între DN67 spre Filiaș, DN67 spre Drobeta, Turnu Severin, DN67D spre Baia de Aramă. Drumul de legătură cu DJ665, care va permite legătura între DN67 spre Râmnicu-Vâlcea, DN66 spre Petroșani. Drum expres Craiova-Târgu Jiu, în lungime de 110 km, 47 km de autostradă, iar 63 de km de drum expres, așa cum a rezultat în urma studiilor de trafic. Conform proiectului, drumul este împărțit în 6 tronsoane. Pentru 3 s-au primit deja documentele, iar tot drumul va intra în execuție la sfârșitul acestui an. DN67B Scoarța-Drăgășani. Până la soluționarea cauzei în instanță privind realizarea acestui proiect, tronsonul beneficiază de reparații privind partea carosabilă. Până acum, din cei 50.000 de metri pătrați covor asfaltic prevăzuți de realizat în acest an, au fost efectuați aproape 25.000 de metri pătrați. Marcajul axial va fi aplicat după finalizarea lucrărilor. Toate aceste proiecte înseamnă dezvoltare pentru Gorj. Avem nevoie de infrastructură rutieră modernă pentru a pune în evidență potențialul turistic al județului, dar și pentru atragerea investitorilor, a declarat președintele PSD Gorj Mihai Weber pe pagina sa de socializare. Premierul Marcel Ciolacu neagă impozitarea darurilor de la nunți și botezuri. Întrebat de jurnaliști dacă statul va reține 70% din veniturile nedeclarate, premierul a spus că e vorba de veniturile care nu se pot justifica, susținând că nu face referire la nunți și botezuri. Proiectul de lege cu noile măsuri fiscale pentru care guvernul ar urma să își asume răspunderea în Parlament a fost pus în dezbatere publică după câteva luni în care au fost discutate și eliminate diverse măsuri fiscale. România se află începând din 2019 în procedura de deficit excesiv și trebuie să pună capăt situației până cel târziu în 2024. Țintele sunt de 4,4% din PIB pentru 2023 și 2,9% din PIB pentru 2024. Deficitul bugetar pentru acest an, până în luna august inclusiv, a ajuns la 2,66% din PIB, adică aproximativ 42,5 miliarde de lei. Valul de scumpiri continuă, iar statul nu poate controla creșterea prețurilor la pompă. În ultimele luni, carburanții s-au scumpit de cel puțin 14 ori, iar fiecare creștere de preț se simte în buzunar, mai ales când litrul de carburant standard se apropie din nou de 8 lei. Comparativ cu luna trecută, pentru un plin de 50 de litri de motorină plătim mai mult acum cu 8 lei, iar pentru unul de benzină cu aproximativ 4 lei mai mult. La multe stații din capitală, un litru de motorină standard costă 7,72 de lei, iar un litru de benzină standard costă 7,44 de lei. De asemenea, observăm că atât motorina premium cât și benzina au depășit deja de pragul de 8 lei pe litru de carburant. Alarmant este faptul că scumpirile au loc pe bandă rulantă. Prețul carburanților a crescut de 8 ori într-o singură săptămână. Specialiștii avertizează că în următoarea perioadă carburanții pot fi mai scumpi cu încă 5% față de acum. Acesta a fost InfoPlusul de astăzi. Zi excelentă să aveți! Promovează-te online printr-un conținut calitativ.
imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. 1 Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Domina Imobiliare, inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go! A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 Plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.